Salutare, salutare, vreșanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Minecraft Custom Subs. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri de acest gen. Ei bine, vreșanilor, am văzut că ați aprecia foarte, foarte mult episodul anterior, așa că astăzi am decis să revin în forță cu o nouă mapă. Nu știu cum să vă spun, vreșanilor, dar efectiv, după ce am postat acel episod ieri de Cancel Trivia, am primit în seara aia undeva pe la vreo 7-8 mape, din care vreo 5 erau de Cancel Trivia. Deci aparent persoanele sau vereșanii s-au pus pe treabă. Deci vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că vă luați din timpul vostru și îmi faceți hărți. Și de asemenea, vereșanilor, nu uitați că dacă doriți să-mi faceți o anumită hartă de custom subs, o veți putea trimite pe adresa mea secundară de Gmail, onedis68@gmail.com. Astăzi, vereșanilor, o să jucăm o nouă hartă, bineînțeles de Cancel Trivia, așa după cum ați observat și din titlul acestui episod, realizată de către un abonat de-al meu pe nume Cat Rimio, un abonat mai veteran, să zicem așa, mie îmi place să-i spun Cat, acum voi îi spuneți cum vreți. Și hai să vedem ce ne-a pregătit aici fratele Cat. Bineînțeles că Dicu nu trebuie să lipsească, adică e ceva normal. Hai să vedem, comenzi. Hai să mergem la poveste așa ca de început. Ok, am primit povestea. Această mapă este, este una troll. Ceva interesant. Bineînțeles că la pagina cu numărul 50 se putea să nu vedeți șanilor, adică să fim serioși. O să încerc să postez în fiecare zi câte un episod de Custom Subs. Cf, ok, poți să continui. Am înțeles. Uite, foarte bine. Hai că mai ai puțin. Am înțeles. Chiar foarte puțin. Jugule. Doamne. Dacă vrei să pui asta pe video, ok, dacă nu aia e. Subscribe la Caterinio. Ok, acum poți să ieși. Vreau să arunc cartea asta că m-a traumatizat. Bun, hai să-mi dau un spam point pentru că sigur o să mă omoare. Hai să mergem la comenzi. Butonul ăsta o să face ceva cu siguranță. O să face ceva cu siguranță. Normal, mă omoară. Foarte inteligent. Spam point. Super. Salut. Andrei Vereș, salut, eu sunt Caterinio și astăzi ți-a făcut mapa asta pentru că sunt un vereșan, sunt creativ, am înțeles. Game mode 2 ca să nu trișez. Firara dracu. Am înțeles, ca să nu fie ripaiteme, ok, și ca să nu facă boom. Ok, am înțeles, foarte tare, frate. Nu știu cum să vă spun, vereșanilor, dar eu am o presimțire de amare că o să dau rage-uri foarte, foarte epice astăzi. Bun, hai să începem, o să dau un spam point așa ca de început. Bun, și să vedem. Ia asta prima întrebare, da, habar n-am, nu știu să număr, am înțeles. Nu știu să număr. Îți place Minecraft-ul? Îl urăsc, uite-te în spate. De ce te uiți în spate? Doamne ferește. Uită-te în spate. Am înțeles. Te-ai plictisit cu întrebările? Da, pot să plec. Întrebările tale sunt cele mai faine și industrial. Da, pot să plec. Cum te cheamă? Andrei Păstărnache, Andrei Gogoșar. Andrei Păstărnache. Bă, frate, ce le ghicesc. Pe ce planetă trăim? Jupiter, Pluto, de aia nimic. Jupiter. Era Pluto. Bă, frate, că trăim pe Pluto, dacă e acum nu mai știu. Habar n-am. Da, am înțeles, fiți atenți, dăm rage acum. Uită-te în spate. Era să uit în spate. Te plictisic cu întrebările, da, pot să plec. Andrei Păstărnache, cică. Ok. Pe ce planetă trăim? Pluto, cică de la din Mickey Mouse. Andrei, da, din dreapta. Uită-mă că am ghicit. Dacă cineva te întreabă ce faci, ce răspuns? Bine, stau. Era bine. Doamne, ce-mi plac cărțile astea, vereșanilor. Întrebările, da, pot să plec, ok. Andrei Păstărnache, Pluto, da, din dreapta, bine. Cum se numește un comment block de pe Minecraft? Slash dă mie un comment block de ăla, slash aș dori și eu un comment block. Slash aș dori și eu. Doamne, frate, deci, incredibil, omul ăsta e nebun. E nebun, vereșanilor. Ok, da, pot să plec. Ok. Andrei Păstărnache, Pluto. Haideți să ne calmăm. Haideți să ne calmăm că deja o dăm pe ce nu. Ok, calm. Uită-te în spate. Da, pot să plec. Andrei Păstărnache, Jupiter, Pluto, pardon, da, din dreapta. Bine,
Dăm și mie, ok. Hai pe, hai să nu, să nu uităm, ci că hai pe Snap să facem focuri, bani, focuri, cred că era, era bani, nu te cred așa ceva. Deci că hai pe Snap să facem bani, măr. Uită-te în spate, pot să plec, Andrei Pasternache, Pluto, mamă, e greu, frate, dreapta, bine, dăm și mie, foc, deci bani, apare, era. Cum e greșit? Îmi place, am înțeles, am primit mesaj pe Steam. Îmi place prunele, îmi place prunele. Deci cum e greșit? Îmi place prunele, îmi place prunele. Am înțeles. Dreapta era stânga. Nu că deja mă enervez, deci acum lăsăm Caterinca la o parte, mă enervez, se face și seara, trebuie să dăm un time set day slash time set day. Să vedem ce mesaj am primit aici. Am înțeles. Da, pot să plec. Andrei Păst. Mamă, deci e greu, frate. Nu mă așteptam să fie chiar atât de greu, știi? Da, din dreapta. Bine. Dăm și mie bani. Deci era. Îmi dau spam, pe că nu mai știu. Stânga. Ok, bine, bine, bine. Câți ani ai? 10, 9, 10. Nice. Ai gagică, bă, am, dar nu am, am că nu, am, nu am că spre urât, nu am că spre urât. Chepasa, ce înseamnă asta? Nu știu ce înseamnă, nu știu ce înseamnă, era, m-am înțeles. Deci îmi place prunele, 10, așa, ce înseamnă asta? Care e mai, ce, care e mai faină? Shelly Style, Gamma Style, sau cum se scrie, Gamma Style, sau cum se scrie, nice. Pe ce planetă trăim? Pământ. Plămân, cred că plămân. Aaaa! Când mai, pe for când mai pui Fortnite? Fortnite e nasol chiar că. Ok. A câta întrebare este? Cireșe, prune, prune. bun, ți-a plăcut mapa? Da. Ok, mamă. Mai avem, frate, mai avem încă. 1 plus 1, 2, 3, 100.003. Ține să te anunț că mai ai 150 de. Bă, frate, tu glumești cu mine? Sau crezi tu că stau eu atâta? Ok, o să răspund la toate pentru că îmi plac. Sau crezi tu că stau atâta? Era clar, era bineînțeles. Deci îmi place prunele 10. Nu că spre urând. Ce înseamnă asta? Gamma Style. Plămân. Așa. Mai știu, îmi dau spawn point. Prune. Ok. Încă nu s-a terminat. Da. 3. Mamă, câte am trecut. Să o crezi tu? Ai, o să răspund. How are you? Balon minge, minge. Alte 4. Ok, apăs acum. Ok, las pe mâine. Apăs acum. Alte 4, gata. Alt F4. M-ați prins. Am o tastatură de 10, am o tastatură de 10, de 10 lei. M-ați prins. De ce miz, mă? Eu am dat 1000 de 115 pe ea. Ok. Știi ce, știi germană? Desigur că nu. Desigur că da. Desigur că da. Era desigur că nu, m-am înțeles. Bine, eu chiar nu știu, dar asta e partea a doua. Ok, prune. Da. Lol. 3. O să răspund, mamă, frate, deci e greu. Minge. Ok, apăs acum. M-ați prins. Bă, frate, nici asta nu era. Deci prune. Mamă, stai că dau rage. Bă, frate. Lol. Ok, 3. Ok, o să răspund la toate. How are you, balon? Bă, frate, stai puțin. Stai că iarăși dau, deci dau rage. Deci 3. Ok, o să răspund la toate. Minge. Ok. ok, apăs acum, lasă pe mâine. Ok, apăs acum. Asta cum e decenț, ok. Știi, germană, desigur că. Hai să-mi dau spam pe aici, că nu mai știu sincer. Desigur că nu, desigur că da, desigur că nu. Ok. Abonații tăi sunt gogoșari, armăsari, armăsari, gogoșari. Am înțeles, desigur că nu gogoșari, ci că. Te uiți la Exatron în România, da, dar am televizor 144p și nu prea mă înțeleg, asta e 100 în mie. Doamne, ce frumoasă ești, te referi la mania, nu ascult manele, am auzit-o la un prieten, dar eu nu ascult. Am înțeles, am auzit de la un prieten dacă e. Gogoșar, frate, deci asta cu Gogo. Ok, stai puțin. Deci Gogoșar, o așa. Bun.
La cât am construit, mă doare mâna. De ce minți? Te cred, te cred. Ok. Pink, blue, red, yellow, pink, blue, red, yellow, yellow. Era pink, blue, red. Du-te că... Aolo, bun, gogoșari, 144, așa, de ce? Bereșanilor, nu știu cum să vă spun, dar eu dau efectiv mare regi, deci gogoșari, nu, dați-i să sparg, nu mai pot, nu mai pot, m-a luat criza, desigur că nu, gogoșari, hai să ne concentrăm, 144, da? Bun, ok, te cred, perfect, asta, bun. I'm done. Jos cu PSD, gata, nu mai pot, mă doare mâna, jos că era... Incredibil așa ceva. Bă, băiatule, tu mă... Își bate joc de mine, deci... 144, asta... De ce? Iar am greșit, frate. Nu-s atent. Nu-s atent, bă, băiatule. Uitați-vă și voi, bereșanilor, nu mai pot. Câtă pareză am astăzi. Ok. Te cred. Ok. Gata, nu mai pot. Mamă, Andrei Gogoșar. Hai, noroc, felicitări pentru 6 casa. Sper că ți-a plăcut mapa. Totul a fost Caterinca cu... nu, eu plec acum. Respect, fratele meu. Doamne, Game of 3. Foarte tare harta. Foarte, foarte tare. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut super mult. Caterinca, nu glumă. O să văd eu cum o să iasă la edit. Aici avem, îmi place că avem un hai și o față zâmbăreață. Un smiley face acolo. Super tare, mi-a plăcut harta foarte Caterinca, dar aș aprecia dacă data viitoare ai pune mult mai multe întrebări. Uite, nu știu câte întrebări au fost acum, dar le numărăm. 1, 2, 3... 12 seconds later. Cam în jur de 30-31 pe acolo, probabil, sau poate 32. Poate să zicem 30, sigur 30, că de obicei oamenii pun un număr rotund. Deci 30 de întrebări, uite, încerca să le faci, nu știu, cel puțin minim 50 de întrebări să fie, știi? Dar să fie, de exemplu, un răspuns să fie corect, un răspuns să fie greșit, după greșit, corect, știi? În așa fel încât să mă, deci toate să mă troleze, să nu răghicesc, pentru că vă dați seama, de la atâta troll mi-a învățat și eu lecția, dacă pot spune așa. Bun, eu am fost Andrei, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, respect Cătălin, e nota 10 cu steluță. Și noi, desigur, ne vom auzi data viitoare. Aștept cu mai multe hărți de cancer trivia din partea voastră, bereșanilor. Ciao!